La Muzeul de Artă din Târgoviște va fi organizat pe 21 ianuarie, începând cu ora 12, vernisajul expoziției de gravură și ceramică bi- și tridimensional a artiștilor Răzvan Caratănase și Ovidiu Ionescu. Acesta din urmă va expune o serie de lucrări de ceramică realizate din materiale variate, gresie, porțelan sau ceramică glazurată, ce aduc din sfera imaginarului în plan real o multitudine de forme și expresii plastice. Ceramica, una dintre artele focului, completează armonios și în același timp evidențiază finețea și contrastul specific tehnicii gravurii ca o modalitate de expresie. Aici, bidimensionalul, reprezentat de lucrările de gravură, constituie o conexiune firească în ambientul tridimensional creat de piesele de ceramică. Iubitorii de artă vor putea să admire timp de o lună și lucrările de gravură ale artistului plastic Răzvan Caratănase, mai exact până pe 21 februarie. Cu siguranță, publicul îi va recunoaște stilul datorită prezenței lucrărilor sale valoroase la edițiile anterioare ale Bienalei de Gravură Gabriel Popescu.